Dragi colegi, vă salut! La mulți ani, în primul rând, sărbătorile care au trecut și cele ce urmează. Rog frumos să vă luați locurile. Secretariatul, vă rog frumos să anunțați prezența în registrările. Doamnelor și domnilor deputați, bună ziua! La începutul ședinței de astăzi, din totalul celor 101 deputați, și-am înregistrat prezența 47 de deputați. Mulțumesc foarte mult! În continuare, pentru stenogramă și pentru a asigura corectitudinea și înumărarea celor prezenți în sală, rog frumos numărătorii pe sectoare să ne dea rezultatele pe sectoare ce ține de prezența pe sectoare. Rog frumos! Sectorul 1, lipsa numărătorului 3 persoane din câte se vede, sectorul 1, numărul 3, sectorul 2. 15, 17, 20. Sectorul 2, 20. Microfonul. 24, sectorul 3. Se constată 47 de deputați în sală, potrivit articolul 38 din regulamentul Parlamentului, ședința specială nu poate fi ținută din lipsă de quorum. Iar potrivit jurisprudenței Curții Constituționale a deciziilor și avizilor pe care le-au dat în situația în care există o astfel de boicotare sau lipsă de quorum din partea Parlamentului, tentativa este considerată eșuată și președintele Republicii Moldova urmează să inițieze consultările pentru desemnarea celuilalt candidat. Vă mulțumim foarte mult! O zi bună! Vreau să vă aduc aminte că nu poate să existe nici proceduri, deoarece noi nu am început ședința. Ea nu poate fi începută, iar începutul ședinței, știți foarte bine, avem nevoie de quorum și să onorăm drapelul și imnul. Vă mulțumesc frumos, o zi bună în continuare!